Bun, mii de scuze pentru întârziere, hai să ne punem pe treabă. Da, nu e rău ce e aici, Roxana. În principiu, mai multă textură ca prin plan pentru imaginea de aici. Încearcă să desenzi un pic mai puțin agresiv, că sunt totuși prea apăsate liniile astea, da? Aici să întoarcem forma asta ca un L, fiindcă arată prea mult ca o ciupercuță. Imediat. Poate îi tragem și în interior aici niște liniuțe, știi, să arătăm transparență. Ideea e că aș vrea să văd un pic mai multă detaliere, adică, de exemplu, aici e la jumătatea nivelului, da? De fapt, nu, aici e un planșeu, ar trebui să fie un planșeu. Păi, poate mai împărțim, știi, geamul ăsta cumva, știi, că o să-i pui și o umbriță purtată în spate, știi? Aici, la fel, să se vadă în interior, poate, iarăși, la jumătatea nivelului de aici, poate ne iese încă un balcon ceva, știi? Ca să mai stea oamenii și aici, dar să nu pară chiar ca și cum sunt, e o casă pe plus 1, știi? La tine pare că e parterul și cu un etaj. Da. Ok, nu uita asta de aici, din spate, da? Pentru intersecție. Un pic cam murdar, totuși. Da, nu e rău, Simon. Hai să punem niște landscape în jur. Asta imaginez că e în oraș, deci hai să detaliem clădirea din prim plan și gardul. Aici, fiind pe sit individual, pune o mașină, pune un, tot așa, un gard. Încearcă să împarți aici la jumate, cumva, știi, să se vadă placa. Și aici, la fel, fiind la mare, trebuie să fie un pic mai transparentă casa. Drept urmare, aș tăia toată asta și aș pune să se vadă prin interior un pic, știi, să fie sticlă. Să vezi prin ea cum ar veni, să vezi marea. Aici, din nou, aș pune o pergolă și aș pune o piscină în prim plan. Nu e rău. Un pic de tot murdar desenat. Da? Nu e rău, Alexandra, ai depus mult efort, ceea ce e foarte bine. Hai să punem, da? Să punem decking-ul ăsta. Să întărim un pic ce e pe jos. Pune un pom ca dominantă verticală. Dar tot așa, pe jos să dea ritmul ăsta. Da, arată un pic dubios astea micuțe așa. Pune-le boscheți în spate și tot așa, un pom ca dominantă verticală. Aici la fel, hai să punem umbrițe și hai să întărim un pic mai mult. Da, la fel. Dominantă, ritm pentru pe jos, umbrițe ce cad pe geamuri și pe jos să faci scara neapărat a caruiajului ăsta, da? Adică să fie un pic mai des. Nu e rău. Foarte bine. Aici e greșit, dar nu e rău ca desen. Dar neapărat fă intersecția asta. Adevărul e că ai și desenul de linie un pic mai, da, mai clar, ceea ce e foarte bine. Hai să punem landscaping pe aici, prin zonă. Nu e rău ce e aici. E bun desenul de linie. Pomi, mașină, da? Pergolă, linia orizontului, poate o acoperi cu ceva totuși. Da, e vorba doar de detaliat. Ce vreau să zic prin detaliat? De exemplu aici, unde o să fie, da? Geamuri. Poate le retragi în interior, poate retrage asta un pic de tot în interior, nu de tot. Da? Și îl faci din alt material, din lemn, să zicem. La intersecția asta de volume, poate, nu știu, volumul ăsta îl faci din lemn. De fapt, nu, că l-ai pe stălătul. Poți să-l lași așa, să zicem. Ridici un pic mai mult aici, să pară că e imediat că e o terasă, nu că e doar un atic. Aici a ridicat că e aticul ăla de 60, aici a ridicat mai mult că e un metru, da? Ca să poată să stea oamenii pe clădirea ta. Fie ca o terasă, partea asta e sus. Da, foarte bine. Nu e rău. Umbrele astea un pic mai apăsate, da? Aici tot așa, Liviu, landscaping-ul, da? Munte, aici nu e rău, hai să împărțim sticla asta, nu prea merge un L din ăsta aici, poți să-i faci un perete aici foarte bine, pune balcoane aici să stea oamenii și ia sparge colțul ăsta mai degrabă, da? Ca să arăt că am dematerializat căsuța aici, la fel, decking, pergolă, da? Și un pic de tot desenul de contur un pic mai apăsat. Gabriela, foarte bine, landscaping din nou, adică se vadă că e la munte, decking, deci o piscină care e secată, da? Trebuie să fie și ea plină cu apă, să reflecte ce în jur, un gard prin jur, tot așa, o mașină, ceva, asta în oraș e ok, pune-i, te rog, un pic la trotuarul ăsta să se vadă, ok, și cu piatră cubică aici pe colț, pe muchie, este ok, imediat, da, tot așa, în zona de foarte ok. Da, nu e rău, dar trebuie să fie un pic mai clar ca să se poată citi gesturile. Așa, da, foarte bună grafica.
Medea nu e rău. Tot așa, a întărit un pic mai strong muchile importante. Deci o ombriță purtată, elul ăsta aș duce până la capăt, știi, să nu rămână doar cu... N-am. Să nu rămână aici doar cu o muchiuță mică sus. Da, umbreluțe în prim plan. Oameni neapărat peste tot. Da? Da. Da, nu e rău. Grafica să fie un pic mai cu grosim de linii pe unde e important. Da? La conturul imaginilor. Dacă ai un balcon aici, fă-l și aici, fă să fie ca un ritm. Știi? Da. Nu e rău. Petronela un pic cam agresiv. Da? Tu pari prea pusă pe a repeta aceeași formulă. Nu știu cum să ieși din chestia asta. Încearcă să mai variezi un pic. Umbreluțe aici în prim plan. Vezi că aici e o mare greșeală de perspectivă. Știi? Mă bucur că voi sunteți foarte ambițioși, dar trebuie să și producem ceva care nu are greșeli, să zicem, știi? De exemplu, aici ar trebui iarăși chestia aia de terasă aici și atic sus. Adică mai gros, dacă e acoperișul la terasă. Da, nu e rău. Dar un pic mai finuț, te rog, eu bun. 7, da, foarte ok. Lipsește aici umbra. Astea sunt ok? Sunt cât de cât. Oh, cartea. Bun, astea sunt, hai să le aplicăm și ne vedem diseară.